Bun găsit din nou! Să ne întoarcem la sera didactică. Dacă ți-amintești, din totalul de 100 de plante, 25% erau aromatice și medicinale. Găsește aici stevia, lofantus, mursalski. Ciudate denumiri, nu? Ele au fost dăruite școlii de specialiștii băncii de resurse genetice vegetale din Buzău, un fel de bancă la care nu sunt bani în păstrare, ci semințe. E un loc unde se colectează, studiază și se păstrează foarte multe semințe pentru a fi utilizate acum, dar și în viitor. Știai că în România există două astfel de bănci de resurse genetice cu adevărate comori pentru natură? Una se află în Buzău și cealaltă în Suceava. Am aflat de la specialiștii băncii din Buzău că au în inventar peste 20.000 de tipuri de plante, unele din țara noastră, altele aclimatizate din diverse locuri de pe glob. Și acum, pentru că am tot vorbit de plante aromatice și medicinale, te invit la un ceai care te ajută să-ți reamintești scrierea procentuală. Privește cu atenție imaginea și așează în dreptul fiecărui pahar cu ceai procentul corespunzător cantității. Dacă ai terminat, te poți verifica urmărind imaginea. Treci mai departe dacă ai răspuns corect. Dacă însă ai încorcat paharele, poți relua videoclipul cu partea întâi. Pentru o pizza cu legume, am cules roșii și ardei din seră. Am mai cumpărat ceva, ceapă și porumb. Iar pentru că musafirii mei sunt pretențioși, preparat feliile de pizza ca în imagine. Privește cu atenție și alege legumele sau combinațiile de legume corespunzătoare procentelor. Și acum să verificăm. 25% felia cu roșii, felia cu ardei, felia cu porumb și felia cu ceapă. Acum te las să te gândești pentru 50%. Să verificăm cu atenție. Combinația de roșie și ceapă, ceapă și porumb, porumb și ardei, ardei și roșie, porumb și roșie și ultima, ardei și ceapă. Bineînțeles că dacă le-ai găsit în altă ordine, este corect. Important era să fi găsit toate combinațiile posibile. Acum îți las timp să identifici pentru 75%. Verificăm. Ceapă, roșie și ardei. Roșie, ceapă și porumb. Ceapă, porumb și ardei, roșie, ardei și porumb. Îți mai spun un secret. Dacă ai observat, cu cât crește numărul de legume pe care le combini, cu atât scade numărul de combinații posibile. Și acum, nu pot decât să te felicit pentru plimbarea ta prin seră și te invit să cauți în surse diverse informații despre beneficiile acestor trei plante și să prezinți rezultatul documentării tale colegilor sau prietenilor tăi.
Succes, naturalistule matematician!